A fost zi de mare sărbătoare la Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Constanța, în zona Delfinariu. La sărbătoarea hramului înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului a sfințit altarul de vară și a săvârșit apoi Sfânta Liturghie. Nat Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, cu harul preasfântului Duh, prin stropirea cu apă sfințită, prin ungerea cu un lemn sfințit, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta. Pentru ajutorul acordat lăcașului de cult, binefăcătoarea Ana Popa a primit medalia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Credința copiilor și nepoților dumneavoastră. Dumnezeu să ne primească sfintele rugăciuni. Robilor lui Dumnezeu, această ofrandă este frumosul altar de vară pe care o credincioasă din dragostea ei și din credința ei cea vie a dorit să o aducă această ofrandă. Credincioasa Ana, care este legată de această biserică, înțelegând necesitatea unui altar de vară, a dorit ca din toate economiile ei și din ce a strâns ea pentru Sfânta Biserică să închine jertfa vieții ei la 85 de ani acestei biserici. Este o zi frumoasă, mai ales pentru că trăim un moment unic în care sfințim un altar de vară închinat Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, care servește pentru credincioșii parohiei noastre, mai ales în aceste vremuri încercate, în care căutăm să mulțim rugăciunea, să mulțim fapta cea bună și mai ales să întărim credința. De aceea ziua aceasta este o zi în care ne aducem aminte de cele pe care le-am făcut bune, ca în felul acesta să putem să ne îndreptățim în fața lui Dumnezeu. Credincioșii s-au putut închina la fragmente din moaștele sfinților Vasile cel Mare, Gheorghe, Pantelimon și Mina.